vedem aici la Bruxelles. Vă mulțumim pentru delegația ministerială amplă pe care ați adus-o cu dumneavoastră la această a cincea reuniune a Consiliului de Asociere. Prezența dumneavoastră aici este un semn al importanței pe care o dați parteneriatului nostru și vă asigur că și Uniunea Europeană alocă aceeași importanță relațiilor sale cu Moldova. Profunzimea legăturilor noastre a fost confirmată astăzi în aceste discuții, această reuniune foarte intensă și foarte pozitivă. Am discutat despre reformele importante care au demarat sub conducerea dumneavoastră pentru a consolida democrația și statul de drept în Moldova. În aceste trei luni ați pornit pe această cale cu multă hotărâre în beneficiul cetățenilor dumneavoastră. E o cale esențială și pentru parteneriatul nostru, astfel încât să avem cu toții cât mai mult de câștigat de pe urma acestui acord de asociere în beneficiul cetățenilor din Moldova și din Uniunea Europeană, pentru că, într-adevăr, cetățenii noștri stau în centrul parteneriatului nostru. De aceea e atât de important ca Republica Moldova să obțină rezultate și să respecte angajamentele pe care și le-a asumat. Trebuie să ne asigurăm că parteneriatul nostru evoluează în timp, e un alt element important, și de aceea astăzi am convenit să actualizăm agenda de asociere și să stabilim noi priorități pe baza cărora să evolueze acordul de asociere și acordul de liber schimb în următorii ani. Ca în trecut, sprijinul nostru va rămâne condiționat de progresul reformelor, însă, la fel ca în trecut, vă vom sprijini și vă vom fi alături și cu sfaturi, poate chiar mai mult decât în trecut. După cum știți, liderii europeni din iunie ne-au acordat sarcina mie și Comisiei să ne concentrăm pe un set de măsuri concrete pentru a sprijini Moldova pe baza implementării susținute a acordului de asociere și a DCFTA. Astăzi am avut ocazia de a ne revizui sprijinul acordat Moldovei și, de asemenea, rezultatele Moldovei. Am reluat plățile pentru sprijin bugetar în luna iunie deja în acest an. De asemenea, am semnat acorduri de finanțare cu guvernul pentru a efectua programe privind dezvoltarea durabilă și statul de drept. Deja avem niște rezultate concrete. Suntem gata să ne creștem sprijinul financiar și sprijinul pe partea de consultare pentru a sprijini agenda de reforme ambițioasă a guvernului. Sperăm să putem elibera prima tranșă de asistență macrofinanciară curând. Cred că toate acestea sunt un semnal clar al aprecierii pe care o avem față de reformele pe care le-ați făcut deja și a așteptărilor noastre privind viitorii pași. În ceea ce privește reforma electorală, constatăm progrese pozitive și sperăm ca lucrurile să continue în această direcție și să se rezolve și restul recomandărilor internaționale. Alegerile locale de pe 20 octombrie vor fi un test important pentru procesul electoral, astfel încât să vedem că respectă standardele internaționale. Împreună cu doamna prim-ministru și cu miniștrii am discutat despre importanța reforme cuprinzătoare a sistemului judiciar și a serviciului procuraturii. E o chestiune vitală în sine, dar astfel vom putea obține un mediu de afaceri mai puternic și vom stimula investițiile. De asemenea, am convenit că creșterea rezilienței Moldovei și refacerea încrederii cetățenilor necesită depolitizarea și consolidarea independenței instituțiilor de stat și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru toți cetățenii. Un factor esențial în crearea de încredere este participarea activă a cetățenilor la aceste procese. Considerăm că trebuie să implicăm mai mult societatea civilă în procesul decizional și să promovăm o presă liberă și independentă pe baza unei reforme rapide a peisajului media. Astfel, vom putea explica eficace cum și de ce colaborăm în beneficiul Moldovei și al Uniunii Europene și al cetățenilor lor. De aceea, astăzi am convenit să ne creștem cooperarea pe partea de comunicare strategică. Contactele directe între oameni sunt vitale și vedem că am constatat că liberalizarea de vize are rezultate clare. Mai mult de 2 milioane de moldoveni au circulat liber în spațiul european și, de asemenea, au obținut și alte rezultate pozitive. Întâlnirea îndelungată și prietenoasă mi-a dat ocazia să confirm, doamnă prim-ministru și delegație moldovene, că Uniunea Europeană continuă să sprijine suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei și un statut special pentru Transnistria în frontierele recunoscute internaționale ale Moldovei. Negocierile 5+2 au înregistrat niște progrese care trebuie să continue, mai ales în cadrul rundei care va avea loc în Slovacia săptămâna viitoare. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă prim-ministru, pentru prezența la Bruxelles și aștept cu interes vizita la Chișinău, care va avea loc peste câteva zile. Ne vom revedea și vom continua discuțiile pe care l-am început atât de bine astăzi. În încheiere vreau să transmit un mesaj
Cred că e momentul potrivit pentru ca Republica Moldova și Uniunea Europeană să se concentreze pe viitor, să-și asume noi angajamente și să profite de ocazia unei modificări structurale reale care să permită în sfârșit creșterea economică și soliditatea țării dumneavoastră. Uniunea Europeană este în continuare angajată să sprijine Republica Moldova și pe cetățenii săi în această perioadă dificilă, dar și interesantă. Mulțumesc, doamna prim-ministru. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, am să vorbesc în limba română, în beneficiul cetățenilor moldoveni, ca să înțeleagă de ce este aici guvernul astăzi. Suntem la Bruxelles astăzi pentru cea de-a cincea reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. În acești 5 ani, de la semnarea acordului de asociere, de la semnarea acordului de liber schimb, Republica Moldova a beneficiat enorm de facilitățile, de prevederile acestor acorduri. În fiecare an ne întrunim la aceste întâlniri ale Consiliului de Asociere ca să discutăm despre progrese. Din păcate, guvernarea precedentă nu doar că nu a avansat suficient de repede în îndeplinirea angajamentelor pe care Republica Moldova și le-a asumat atunci când a semnat acordul de asociere, dar chiar a creat și impedimente. Astăzi am discutat în special despre lucrurile pe care guvernul actual a reușit să le facă în ultimele 100 de zile și primele 100 de zile, dar mai ales am făcut angajamente foarte serioase de implementare a tuturor angajamentelor pe care le avem în agenda actuală. Sunt reforme complicate, dar sunt lucruri pe care le așteaptă cetățenii Republicii Moldova. Și am făcut un angajament astăzi aici, în numele tuturor instituțiilor guvernului, în numele tuturor instituțiilor publice care sunt responsabile de implementarea acordului de asociere și o să am grijă, o să avem grijă împreună cu ceilalți colegi din cabinet ca aceste măsuri, aceste acțiuni să fie implementate așa cum am promis, pentru că aceste lucruri se fac în primul rând pentru cetățenii Republicii Moldova. Indiferent dacă vorbim de reforme care să îmbunătățească mediul economic, mediul de afaceri, sau dacă vorbim de reforme în justiție, reforme complicate, reforme prin care să consolidăm instituțiile de combatere a corupției, o să mergem înainte, avem sprijinul instituțiilor europene și, cel mai important, avem sprijinul cetățenilor din Republica Moldova, care își doresc, în primul rând, să le se facă dreptate, își doresc să aibă justiție acasă, să știe că banii publici, proprietatea publică sunt în siguranță, la fel și investițiile private. Am mulțumit și vreau să reiterez aici mulțumirile către doamna Mogherini, către domnul comisar Han pentru tot ce au făcut pentru Republica Moldova, tuturor angajaților instituțiilor europene care ne-au ajutat de la momentul elaborării și negocierii acestor documente importante și mai departe au contribuit la implementarea acestor documente. Vă mulțumim frumos pentru că ne-ați sprijinit în timpuri foarte grele, atunci când democrația și libertățile oamenilor în Republica Moldova erau supuse atacurilor. Și acum am solicitat și am obținut încurajări că vom fi sprijiniți în continuare pentru ca să implementăm această agendă foarte ambițioasă, aș spune eu. Vrem să mulțumim pentru sprijinul financiar și pentru sprijinul pentru asistența tehnică de care Republica Moldova beneficiază în toate domeniile. Avem nevoie de această asistență, vrem să învățăm cum mai bine să rezolvăm problemele cetățenilor și, evident, apreciem foarte mult asistența financiară. De aceea e îmbucurătoare noutatea sau reconfirmarea acestei noutăți că putem să obținem cele două tranșe din asistența macrofinanciară până la sfârșitul acestui an, evident, în situația în care noi reușim să îndeplinim toate condițiile și aceasta este intenția noastră, să îndeplinim toate angajamentele. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă înalt reprezentant Mogherini, și vă așteptăm cu mare drag la Chișinău ca să discutăm în detaliu despre lucrurile pe care trebuie să le facem în continuare și să puteți să discutați dumneavoastră și cu cetățenii și cu presa și cu societatea civilă. Sper să vă convingeți că în Republica Moldova democrație revine, că oamenii se simt liberi, că oamenii sunt încurajați
și încrezători de pe politicile, din politicile care au fost implementate de guvernul actual. Vă mulțumim frumos încă o dată, a fost o experiență interesantă pentru noi și sperăm la anul viitor, la următorul Consiliu de Asociere, să venim cu mult mai multe noutăți bune și realizări. Și acum, pentru că tocmai am aflat o veste proastă din Republica Moldova, aș vrea să transmit condoleanțe rudelor celor care au decedat într-un accident teribil la Chișinău și să le urez însănătoșire grabnică celor care au avut de suferit de pe urma acestui accident și să fac un apel la toate instituțiile responsabile să asigure că toți participanții la trafic respectă regulile de circulație și poate chiar să facem aceste sancțiuni, să adoptăm sancțiuni mult mai dure în raport cu cei care provoacă aceste accidente rutiere care se soldează cu pierderi de vieți omenești. Condoleanțe și vreau să discutăm cu colegii mei imediat ce ajungem la Chișinău. Vă mulțumesc tare mult! And let me join the... Mă alătur, doamnei prim-ministru. Exprim și eu condoleanțe pentru familiile victimelor. Mulțumim foarte mult. Să vedem dacă sunt întrebări. Văd că nu. Atunci conferința de presă se încheie aici. Sunt disponibile declarațiile de presă pentru dumneavoastră. Mulțumim foarte mult.